Au început să apară primii pacienți bolnavi de răceli, gripe sau viroze. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, primul pacient a fost cu ceva zile în urmă, fiind suspectat de infectare cu virusul COVID-19. Însă, rezultatul testului a spus contrariul. Acesta a ieșit negativ. Tânăra, elevă la liceul pedagogic din municipiu, avea doar o gripă de sezon. Odată cu venirea sezonului rece, au început să apară virozele sezoniere. Da, au început să apară pacienți cu simptome de viroze și gripă. Chiar am avut un caz acum 2 săptămâni, o elevă de la liceu pedagogic care a avut simptome de viroză cu test SARS-CoV-2 negativ. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au luat măsuri din timp pentru tratarea și prevenirea virozelor și a gripelor. Astfel că prima tranșă de vaccinuri a ajuns acum 2-3 săptămâni, urmând ca în următoarele zile să ajungă și cealaltă tranșă. DSP-ul a primit din cele 60.000 de doze cerute, am primit prima tranșă de 6.600 de doze de vaccin antigripal, pe care le-am redirecționat către medicii de familie pentru gravide, personalul medico-sanitar, astea sunt indicațiile în momentul de față, și am primit și 1.100 de doze pentru copiii până între 0 și 3 ani, pe care le-am primit ieri și le vom distribui către medicii de familie pentru vaccinarea copiilor. O viroză de toamnă te poate lua chiar prin surprindere cu un banal strănut, care, ulterior, nefiind tratat și organismul neavând imunitatea necesară, se poate transforma într-o puternică răceală. De asemenea, pot fi afectate și căile respiratorii în cel mai rău caz. Cum se manifestă această viroză sezonieră? Cu febră, frisoane, mialgii, apare și gripa, și viroze și gripă, dureri în gât, de asta până la testarea pentru SARS-CoV-2, care poate demonstra care este viroza cu COVID și care nu este, simptomele sunt aproximativ la fel. Cel mai bine este să ne ferim de persoanele care prezintă chiar și mici simptome de răceală. Acum este mai necesar ca niciodată să purtăm mască în locurile foarte aglomerate sau când intrăm în contact cu oameni necunoscuți. Cum trebuie să se protejeze cetățenii în plus față de ce fac în mod obișnuit? Sunt aceste măsuri care acum, în general, noi le folosim foarte mult, cum ar fi masca, faptul să nu stăm pe lângă o persoană care este deja, care strănută, care tușește, care are febră. Această distanțare fizică pe care și în perioada pandemiei o folosim, lichide calde la temperatura camerei, vitamina C și chiar vitamine din categoria B, vitamina D, care crește imunitatea organismului. Medicii ne recomandă să fim mai precauți în această perioadă și să avem grijă de organismul nostru.